Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, ca de obicei, o nouă zi plină, bineînțeles, dar o zi extrem de interesantă și interesantă din două motive. Subiecte pe care aș vrea să le tratez mai pe larg, bineînțeles, cu siguranță vor fi tratate pe larg și de televiziunile centrale, dar cu partipriuri, în sensul că cel puțin două dintre ele vor spune Aoleu! au învins ăia și alte două trei care vă spun, hă, hă, ați câștigat ceilalți. E, vreau să vă spun că lucrurile sunt puțin diferite și încep să văd uh, uh, o strategie de comunicare falimentară a Partidului Național Liberal. Și de ce vă spun asta? Și o să vedeți că se leagă cu ce o să vă spun în seara asta. Uh, pe de o parte, Vasile Blaga a trebuit să treacă în planul 2 pentru că are probleme cu DNA-ul, din câte se aude, și probleme grave. Și aici nu mă refer la dosarul IADS, suntem încă în dosarul Microsoft. Pe de sunt multe denunțuri la adresa lui. Pe de altă parte, Alina Gorghiu, altfel un politician extrem de comunicativ și prezent în media, a început să facă tot mai multe gafe sau care se dovedesc gafe. Și vă aduc aminte săptămâna asta două în momentul când s-a cerut o anchetă pe fondul de rezervă al guvernului din 2013 când era PNL-ul la guvernare și astăzi când, ca să vedeți ce s-a întâmplat, deci a fost vot în Senat în care se testa practic majoritatea nouă PNL și alții, pe judecătorii de la Curtea Constituțională, cel care trebuia să ia locul lui Tony Greblă. Vreau să vă spun că candidatul PSD, UNPR, PC, probabil și UDMR sau parțial UDMR, a câștigat cu 87 de voturi la 73. După ce anterior, cei de la Liberale anunțaseră undeva la 80 și, ceva, 80 și ceva de voturi. Deci a fost o înfrângere de etapă, nu e relevantă asta, însă a fost anunțată ca o posibilă victorie. Și vă dați seama, există o anumită dezamăgire. Însă, apropo de eroarea de comunicare, imediat după au venit și o să vă și citesc dacă, dacă găsesc. Iată reacția PNL după. După rezultate, 87 la 73, PNL spune acum că uh, Curtea Constituțională este iar politizată după votul din Senat. Liberalii sunt de părere că dacă propunerea lor ar fi fost votată, Curtea nu ar fi fost politizată. Votul din Senat privind desemnarea judecătorului CCR denotă clar voința PSD de menținerea unui control politic asupra curții. Cităm: Propunerea PNL pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională a României era cea mai bună, ținând cont că era un judecător de scaun, un magistrat independent, care nu ar fi răspuns presiunilor indiferent din ce zonă ar fi venit vreo intenție în acest sens. PSD nu a înțeles cerințele făcute în României prin raportul bla bla bla. Uh, Dar susținut de un partid. Bun. Uh, pentru că suntem acolo, am căutat și sper că am și găsit, da, cine este noua judecătoare la Curtea Constituțională. Simona Maia Teodoriu, Teodoroiu, pardon, apropo, iată, să spunem așa, sună, sună mai la gorj, așa mai spre sud, propusă de PSD, a fost aleasă miercuri, cum spuneam, judecător al Curții Constituționale este secretar de stat la Ministerul Justiției din mai 2012, cu excepția perioadei ianuarie-aprilie 2013, când a ocupat poziția de secretar de stat la Departamentul Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în cadrul Guvernului. Teodoroiu se ocupă, între altele, de coordonarea activităților de monitorizare și raportare în contextul mecanismului de... Auleu, se ocupă de MCV! Coordonarea pregătirii contribuției României în domeniul justiției pentru Reuniuni în și nu știu ce. Începând din februarie 2013, Simona Maia Teodoroiu este conferențiar universitar în drept civil, dreptul mediului, la Facultatea de Administrație Publică din cadrul SNSPA, Școala Națională de Înalte Studii Politice și Administrative. Iar din 2012, este conferențiar universitar la Facultatea de Drept de la Universitatea Titu Maiorescu din București. A fost, atenție, director al Direcției Afaceri Europene și Programe și secretar de stat în Ministerul Justiției între 2001-2004 coordonator de implementare a proiectelor fare pe sistem judiciar. Deci, iată o persoană cu un cv foarte, foarte important. Asta cu politizarea seamănă mai degrabă cu strugurii sunt acri, dacă n-ajungi la ei. Mie, mie așa mi se pare la acest moment situația, rămâne ca lucrurile să se confirme sau să se infirme în uh, perioada următoare. Uh, vreau să vă spun uh, că s-au mai întâmplat unele lucruri astăzi, și cele mai importante uh, dintre ele noi o să le amintim astăzi, și unul dintre cele mai importante se referă la uh, ce a anunțat și guvernul. Adică, guvernul schimbă codul fiscal, l-a pus în dezbatere publică, așa cum spune legea, dacă el se va aplica cu actualul guvern sau un alt guvern, indiferent de majoritate, asta ar fi foarte important pentru România. Scăderea TVA cu 5 puncte procentuale, o mărire a impozitelor pe proprietate, acolo unde este cazul, și multe altele, mie mi se par de bun augur și o să revenim asupra, asupra lor în, în minutele alocate emisiunilor din, din, această seară. Dar vreau să vă spun că la acest, la acest moment suntem se anunță vremuri grele, cel puțin uh, uh, pentru unii oficiali din, uh, și din Partidul Democrat-Liberal. Deci vreau să vă spun că anchetele DNA sunt în continuare, sunt doar la început. Și o să vă spun de ce. Ce circulă pe sursă. Pe surse acum unele se vor confirma, unele uh, probabil nu se vor confirma. Uh, mai întâi, dacă am să găsesc, uh, uh, și sigur o să găsesc uh, în uh, următoarele... Min deci uh, e vorba de doi lideri uh, liberali, e vorba de Gheorghe Albu și de Vasile Blaga, lider, fost lideri PDL, au apărut în denunțuri la DNA ale lui Dorin Cocos și alți arestați, care spun că li s-au dat bani pentru partid sau altfel. Pe de altă parte, rudele, rudele premierului, e vorba de cumnatul său a fost arestat, deci automat și se anunță și alte vremuri. Însă, pe surse a mai apărut astăzi o informație. DNA, se pregătește să facă rețineri în dosarul Diaspora. Surse judiciare spun că există deja la dosar declarațiile, documentele și stenogramele unor înregistrări care ar arăta că doi oameni din conducerea PSD au blocat deliberat accesul la vot al românilor din Diaspora. Marian Vanghelie este unul dintre oamenii pe care procurorii DNA își vor baza acuzații. El a fost la DNA unde a dat detalii despre ce s-a discutat în PSD despre votul din diaspora. Vanghelie a acuzat pe Victor Ponta și Liviu Darnea, că ar fi împiedicat votul de la prezidențiale din afara țării. Uh, da, nu e, cazul, nu e cazul de corupție, asta e, e clar, uh, dar uh, acel dosar poate fi o piatră de moară uh, de gâtul premierului și al partidului de guvernament Și ca să liniștească pe unii, premierul chiar a avut astăzi o ieșire în public în care a vorbit despre demisie, dar nu oricum. Victor Ponta spunea când a izbunit cazul lui Mircea Băsescu că președintele Traian Băsescu ar trebui să își dea demisia pentru că unul dintre membrii familiei sale a fost arestat. Bineînțeles, nu s-a întâmplat acel lucru. Acum Ponta se află aproape în aceeași situație. Cum Cumnatul său a fost reținut de DNA pentru fraudarea fondurilor europene. Ponta anunță că demisionează, dar nu din aceste motive, ci, ci, doar, logic, dacă pierde susținerea Parlamentului. Cităm din declarația lui de astăzi. Vreau să spun că îmi pare rău, i-am cerut iertare mamei mele, căreia 72 de ani nici măcar un vecin nu i-a zis ceva de rău, dar el a fost porcăită și făcută în toate felurile. Doar pentru faptul că este mama mea. În rest, după cum probabil jurnaliștii onești știu, DNA n-a chemat-o nicăieri să o audieze, nu are nicio calitate procesuală, nu are decât calitate de mama mea și pentru asta, repet, după 72 de ani de, de viață onestă a suferit ieri, a devenit așa cel mai rău om din lume și pentru asta mă simt față de ea și față de cei care sunt în această situație, mă simt foarte rău și îmi pare foarte rău. În rest, să nu vă așteptați de la mine să joc o știnetă de doi bani pe care am văzut-o la alții între justiție și familie, aleg justiția. Hai să fim serioși. Justiția își face treaba, eu nu pot și nu mi-am propus să influențez în vreun fel. Dacă e vinovat, va plăti ca orice om din această țară. Întrebat dacă ea în calcul demisia de din funcția de premier, Victor Ponta a răspuns. Sigur că da. În măsura în care colegii mei sau parlamentul nu mai au majoritate, sigur că da, a spus Victor Pont. Practic, Victor Ponta a explicat că el nu va demisiona din funcția de premier, decât dacă pierde susținerea în Parlament. Mai precis, n-ar fi o demisie, mai degrabă o demitere, trage concluzia ziaristul care dă uh, această informație. Deci, vreau să vă spun că lucrurile sunt destul de volatile. Urmează o lună foarte grea pentru guvern, pentru că e vorba de forțarea păstrării majorității, pe de altă parte va urma o moțiune de cenzură din partea opoziției și lucrurile sunt destul de încurcate în privința, în privința asta, dar vreau să vă spun că din când în când guvernul mai dă și vești și vești bune una dintre veștile bune s-a consumat chiar astăzi Uh, uh, pentru că uh, vreau să vă spun, uh, s-a lansat astăzi în ședință de guvern, e uh, dezbatere publică și va, uh, va urma o dezbatere publică, după aceea va trece și prin Parlament. Uh, problema este uh, legat de acest uh, cod fiscal pe care o să-l găsesc uh, imediat, uh, în sensul de sunt niște scăderi foarte foarte importante, un program mai degrabă liberal, din ce am văzut, decât, uh, uh, decât uh, social-democrat, dar care pune niște presiuni, niște borne foarte importante. Scăderea Cotei, deci e vorba de scăderea TVA-ului cu 5 puncte procentuale, reducerea cotei unice la 14% și, în perspectivă, chiar mai mică. Sunt lucruri care pun o presiune fantastică pe guvern. În momentul de față, acea e, o, e o chestie, să cum se spune, e o nucleară dată de guvernul actual. Eventual, viitorului guvern, dacă s-ar produce schimbarea în următoarea perioadă, pentru că e greu de crezut în momentul când actualul guvern anunță o reducere a TVA cu 5% de la 1 ianuarie. Am văzut astăzi diverse comentarii că de ce nu o face acum, că nu știu ce, legea nu permite, codul fiscal se schimbă cu 6 luni înainte de intrare în vigoare, așa că nu se poate. Dar, nu asta ar fi problema. Vă dați seama, nou guvern care vine. Va trebui să facă o reducere de 5 sau poate chiar mai mare. Că în momentul când spui că o faci mai mică sau nu o faci deloc, te-ai discredita ca guvern. Pentru că altfel de ce ăsta, ăsta are să veni la guvernare. Mai bine să te să-l aplice ăștia dacă tu nu poți. O problemă. Cota unică este iar o chestie interesantă. Deci, ce spun cei de la guvern și asta e foarte important, de asta mi-am și propus să vorbesc astă seară mai mult de acest lucru. Știți că în 2010, guvernul Boc a trebuit să facă ceva, să ducă mai mulți bani la buget. Și a urcat TVA-ul de la 19, cred, la 24%, da? Bun. Faza este că ce-au constatat după, iată, 5 ani de aplicare, ce-au constatat guvernanții? Uh, frauda fiscală din TVA a fost mai mare după majorarea TVA. Logic pe undeva. Uh, a crescut, după creșterea TVA, a crescut și evaziunea foarte mult. Uh, de asemenea, uh, cota de TVA ar trebui să ajungă chiar la 18% începând cu 1 ianuarie 2018, când bineînțeles. N-are cum să mai fie actualul guvern, sau mai știi? O altă măsură, apropo de legată de contribuțiile sociale la stat, sunt și alte lucruri care se, se reduc, și în cote importante, inclusiv pe veniturile micro Impozitele pe dividende dispar tot de la 1 ianuarie 2016. Și, cum vă spuneam, de cotă unică, reducerea cotei de impozii pe veniturile obținute din România de nerezidenții de la, de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019, iar guvernul, atenție, propune reducerea cotei unice la 14% de abia din 2019. Impozitul pe construcții, și asta e foarte important, ne afectează și pe noi, gorgenii, sau poate ne avantajează din punct de vedere economic eliminarea impozitului pe construcții începând cu 1 ianuarie 2016 impact bugetar brut negativ deci, sunt, deci statul va pierde din acest impozit doar 1,6 miliarde de lei doar în 2016 accizele vor trebui să scadă și atenție la principi, mai ales la motorină benzină fără plumb și cu plumb descăderea cu 20% accizei este importantă. Știți ce scandal a fost când a crescut prețurile acciza cu 0,07? E, iată acum reducerea este substanțială. Sunt lucruri care dacă că impactul bugetar este uriaș, deci impactul bugetar brut 16,2 miliarde de lei deci vor lipsi la buget în 2016 puțin mai puțin în 2017 pentru că stimulându-se anumite lucruri se mizează pe faptul că vor crește. Deci ce vreau să vă spun cu asta că uh, practic guvernul actual a lansat, uh, deci a aruncat mânușa viitorului executiv cu niște măsuri extrem, extrem de curajoase. Cum se vor transforma ele în realitate? Cinstit, am uh, am ceva dubii și vă spun din, dintr-un motiv, dintr motiv, foarte important. Deci, dintr-un motiv foarte important pentru, pentru faptul că, în primul rând, majoritatea guvernamentală nu e deloc solidă și s-ar putea să se prăbușească. Și în al doilea rând, nu este un an electoral. Măsurile acestea vor putea da randament în 2016 când sunt alegeri. Deci, la acest moment, dacă PNL-ul, să spunem așa, mai avea dubii dacă vine sau nu vine la guvernare în 2015, pentru că o, o logică simplă de supraviețurie politică spune că dacă vii acum într-un an jumate, doi, uzura poate fi atât de mare încât pierzi alegerile din 2016, iar acum a ubret cu trasei, știi. În varianta asta, PNL-ul este presat să forțeze venirea la guvernare pentru că dacă se aplică aceste lucruri, e posibil ca trendul să fie pozitiv la adresa PSD-ului și a aliaților lui și nu se mai pune problema, adică inclusiv în 2016 pot, se pot Pot să nu, să nu piardă alegerile cei care se află acum la guvernare. Dar, cum spuneam, o mare necunoscută la acest moment este justiția. Și vă spun de ce este o necunoscută, pentru că noi nu știm cu cine mai defilăm. Nu știm ce politicieni vor rămâne în libertate sau ce au făcut alții, ce, -au, ce schelete m-au în, în dulapuri. Și de ce vă spun asta? Practic, la acest moment, cu excepția unor politicieni mai tineri și care n-au avut funcții importante, despre toată lumea se spune diverse lucruri și se pare că DNA-ul are și argumente. Vă spuneam mai devreme că inclusiv uh, Vasile Blaga, copreședintele PDL, are o mare problemă. Uh, un ziar. Uh, Electronic PS News, spune așa, PNL aproape de, cu, de un cutremur. Trei denunțuri la DNA pe numele lui Blaga și al personaj cheie din PDL. Și ne spune și cine i-a turnat pe cei doi. Deci, scena politică românească încă nu s-a stabilizat după iureșul justiției. Bine, potrivit România TV, Vasile Blaga și trezorierul PDL Alin Albu fac obiectul a numai puțin de trei denunțuri penale. Dorin Cocoș și un om de afacere au spus în fața procurorilor ce făceau cu banii negri de campanie Vasile Blaga și Alin Alb. Informațiile lor se adaugă declarații date de Gabriel Sandu. Știți, ministru care a dat un gât și pe Elena Udrea și pe ceilalți. Fostul șef de campanie al lui Traian Băsescu este acuzat că a obținut fonduri ilegale pentru alegerile din 2009. Pe lângă denunțul mai vechi al lui Gabriel Sandu, în ultimele 10 zile s-au mai adăugat încă două plângeri penale pe numele lui Vasile Blaga, mai relațiat sursa citat. Timp de aproape 6 ore, Dorin Cocoș a dat detalii, și cred că vine s-a întâmplat asta, a dat detalii procurorilor despre banii negri pe care îi ducea la partidul preferat al lui Traian Băsescu de la acea vreme, PDL. Cocoș l-a indicat pe Vasile Blaga ca fiind cel care gestiona fondurile negre. Omul de afaceri a precizat câți bani aducea la partid, cui de da și de unde îi avea. Dorin Cocoș susține în denunț că banii au fost dați pentru campanie, pentru campanie electorală din 2009, atât pentru președinție cât și pentru europarlamentare. Și Alin Albu era omul de legătură între Blaga și Cocoș. Același Alin Albu a fost indicat drept intermediar al unei mite de 80.000 de euro date de un afacerist lui Vasile Blaga. Omul de afaceri susține că banii au fost dați pentru a obține de la PDL un contract pentru servicii de tipografie. Mai multe la a povestit anchetatorilor că Alina Albu, trezorierul partidului, ținea două rânduri de registre, unul pentru fondurile legale și unul pentru banii negri din campanii. Bărbatul ar fi declarat la DNA că a furnizat afișe și materiale promoționale pentru campaniile din 2009, însă nu a fost niciodată plătit. Omul de afaceri susține că a suferit o pagubă de 300.000 de euro și că a fost falimentat din cauza aceasta. Denunța omului de afaceri se leagă de una din declarațiile date de Gabriel Sandu de la DNA. Știți cum e? Când spune unul că ești beat, nu le înseamnă. Când începe al doilea, al treilea, te duci să te culci. Deci e posibil să fie, să poată fi probat și cu alte lucruri. Pentru că Cocoș dacă spune, domne, am avut banii de aici, i-am dat aici și banii se vede că au fost la Cocoș, sunt probleme. Uh, aveam de, a, de adus de la partid 5 milioane de euro Am avansat acești bani din fonduri proprii Eu trebuia să particip la campania electorală prezidențială cu 4 milioane de euro Susține fostul ministru al comunicațiilor Știți că v-am mai prezentat asta Pe lângă faptul că Sandu a susținut că a cărat milioane de euro cu sacoșele la partid El a amintit că și de o afacere necurată cu scrisuri electorale pentru Traian Băsescu Deci ce vreau să spun cu acest lucru Lucrurile nu sunt deloc stabilizate și practic în tot eșicherul politic, avem probleme. Sunt probleme la PSD, sunt probleme la PNL, ca să vorbim de principalele partide, sunt probleme la PNL, unde, ni, la, la Partidul Conservator, scuzați-mă, unde se pare că ministrul actual al agriculturii are, Daniel Constantin, ar avea ceva va probleme și el pe la DNA în viitor, și, bineînțeles, Există probleme inclusiv la UNPR, unde generalul Gabriel Oprea, președintele partidului, se pare că a călcat pe bec, sau cel puțin așa se spune. Deci, în momentul de față, uh, uh, în momentul de față, practic toată lumea are probleme. Practic toată lumea din politica mare, din cei care contează. Și faza cea mai dură pe care, cinstit până acum, nu m-am așteptat, dar care uh, este. Știți că se mirau toți la vremea aceea de ce sunt politicienii noștri cu frâna de mână trasă, perioada 2012-2013. Știți că Crina Antonescu la un moment dat a demisionat de la Senat, de la Comisie, de la, de la, de, de la PNL, de peste tot. Uh, știți că s-a spus că dacă a fost șantajat sau nu. N-a recunoscut și nu știm dacă așa s-a întâmplat sau nu. Doar că Tina Antonescu n-a fost uh, de scheleții, adică n-a evitat scheleții. Uh, astăzi, de exemplu, jurnaliștii de la gsp.ro au făcut o dezvăluire despre o retrocedare controversată a unui număr de 7 hectare de teren din Parcul Herăstrău. Potrivit acestora, Artin Antonescu, fost ministru al tineretului și sportului, ar fi săvârșit un abuz în serviciu în momentul în care a semnat un certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru 7 hectare din parcul Herăstrău. Procurorii au admis oficial că prin eliberarea certificatului de atestare a proprietății semnat de Clina Antonescu în 99, s-a săvârșit un abuz în serviciu, însă faptele s-au prescris. Cazul ar fi putut fi rezolvat de fostul PNA acum 9 ani, dar nu s-a întâmplat. Deci, Uh, e încurcat e încurcat lucrul și acolo deci ce-o mai avea și Cristina Antonescu în, în debară, cum s-ar spune uh, pentru că iată nici el nu e ferit de anumite lucruri și dacă și el are probleme cu justiția UDMR-ul știm că au niște probleme mari de la Lazlo Borbei la ceilalți deci Concluzia ar fi foarte simplă. A, clasa politică actuală e compromisă, e condamnată practic să iasă după 25 de ani din prim planul vieții politice. Acum vreau să vă spun un lucru. De acord, unii au greșit, unii plătesc sau vor plăti în perioada următoare. Avem însă o problemă de legislație faptul că partidele noastre au nevoie de finanțare, cumva trebuia să faci acești bani. Prima problemă. Iar a doua, haideți că nu suntem chiar copii de grădiniță să fim luați, deci procurorii, anchetează niște ca, niște cazuri concrete și ele sunt. Deci e clar, nu, nu mă îndoiesc că sunt adevărate. Deci sunt dovedite, nu e problema. Problema e sursa banilor respectivi. Păi, Iau, ne gândim, Microsoft, EADS și multe alte contracte, dacă o luăm. Deci banii respectivi, într-un fel sau altul, au venit de afară. E adevărat, prin oameni de afaceri din România. Însă, avem o problemă. Iată de ce investitorii serioși nu vin sau nu veneau în România. Pentru că trebuia să dea șpagă la șpagă, la șpagă. Deci trebuia să aibă, practic, să aibă jumate, era la vedere investiția și jumate în conturile unor politicieni. Prima problemă. A doua, fondurile respective nu se apărea un acte. Chiar dacă au mai scris ei de să afla cu microsoft sau ceva, și asta, fondurile respective trebuiau să fie ascunse. Dacă la noi fiscu abia acum începe să urmărească mai atent uh, și să nu mai poți să faci anumite artificii în situațiile financiare, cel puțin nu se mai fac atâtea câte se făceau, uh, pe acolo, pe afară, banii negri nu sunt atât de mulți. Evaziunea nu e la fel de mare. De aia au venit dinspre afară și au putut fi prinși în, în România. Dar vreau să vă spun, încă o dată ar trebui schimbată legislația pe chestia cu partidele politice, cu finanțarea partidelor politice, pentru că nu-i deloc, nu deloc în regulă, pentru că și partidul trebuie să trăiască. Soluția că să avem un partid de multe mici și nu știu ce, e o tâmpenie. Deci sunt câțiva berbeci care spun asta pe la televizor. Nu, că să înființăm partidul cu 5.000 de oameni, cu, eventual, să facem ca în anii 90, cu 291 sau câți erau. Nu. Asta e o tâmpenie și ar fragmenta foarte mult viața politică. Dar a curăța partidele este foarte bine. Nu știu însă dacă curățirea plasei politice românești a partidelor la vârf, toate partidele, că am văzut că toate sunt atinse, se poate face însă Comodificare modificare la nivelul uh, consiliilor județene. S-a căzut de acord la nivelul comisiei aceea care lucrează pe legile electorale să trecem la președinții de consilii județene, să nu-i mai aleagă populația, baronii cunoscuți, să nu-i mai aleagă populația, ci să-i aleagă uh, consilierii exact cum mai face acum, nu l-am mai lăsat pe președintele României să-l aleagă, cum l-au ales 6 milioane și ceva de români, și să-l aleagă Parlamentul. Deci la rezultatele actuale, pe, deci președinte n-ar fi fost actualul președinte. O fi, fost bine, o fi bine, o fi rău, dar mă întorc la Consiliul Județene. Motivul este să terminăm cu baronii. Bun, dar baronii sunt încă de pe vremea lui Mischie, da? Când nu se alegea președintele Consiliului Județean direct. Deci am avut și varianta aia. Nu i afectez cu nimic. Dar poți să faci altceva. Corupția, eu zic că va fi mai mare în județe, pentru că președintele de Consiliul Județean va trebui să negocieze cu fiecare consilier în parte o majoritate. Și va trebui, știți că la Gorj a fost un moment de genul ăsta în care vreo patru consilieri, altfel personaje importante în noul PNL la Gorj, care au trebuit să voteze în biserică că nu trădează, sau trebuiau să și-au refuzat să meargă în biserică și până la urmă tot au trădat. Așa că orice om își are prețul. Eu zic că nu afectezi baronii cu această modificare, ci cel mult le scoți niște bani sau niște Adică îi obligă să facă un trafic de influență mai mult ca să rezolvă pe fiecare. Că un consilier județean trebuie să-și angajeze copilul, altul trebuie să mai pună mâna pe un spațiu comercial, altul, să zicem, are o rudă care vrea să ia o funcție pe la o deconcentrată și tot la fel. Cam așa. Sau se poate întâmpla și un alt lucru dacă nu-i rezolvi, ca la un cazul unui parlamentar, dacă, de aici de la Gorj, dacă nu-i angajezi soția, pleci din partid. În fine, sau ameninți cu plecare. Deci ce vreau să vă spun e că trebuie gândită mai mult această reformă și a fugit de votul populației pe ideea că, vezi, doamne, le crește puterea baronilor și controlează județul dacă sunt votați de populație, mi se pare o aberație. Deci democrația în esență înseamnă democratos, da? Din greacă. Puterea poporului. Deci dacă poporul votează și îl tot votează și pe oprișan, chiar și pe Constantinescu la Constanță sau ceilalți, bine, joacă vor mai avea unii dintre ei dreptul să candideze. Ce să le faci? A, poți să umbli foarte simplu la atribuțiile președintelui și în general la Consiliul Județene. Dar tendința la nivel European, regional, eventual să facem niște consilii mai mari, regionale, în niciun caz să reducem din atribuțiile lor, mai ales dacă l-ai uh, votat de populație. E foarte simplu ca din, să zicem în Oltenia, din cinci președinți de Consilii Județene să avem doar un singur, adică să avem un singur Consiliu Regional la Craiova și să scoatem Consiliile Județene. De ce nu? Ar fi mult mai corect și mai european. De ce trebuie să desfințăm chestiile acestea care, care merg? Apropo de ce se întâmplă prin România și cum, și cum ne or, organizăm. Uh, sunt, uh, cum spuneam, sunt lucruri foarte, foarte multe care se întâmplă în ultima, în ultima perioadă. Uh, dar uh, unul dintre ele mi-a atras, uh, mi atras atenția. Uh, știți că la Moldoveni uh, a fost o problemă, cele trei partide democratice europene au câștigat alegerile, dar nu s-au înțeles în privința guvernului. Se pare că una din probleme a fost ridicată chiar de fostul premier Iulie Leancă, care n-a fost votat, a trecut aplicat cu guvernul la nivelul parlamentului. Bun, acum a fost pus un om de afaceri, Chiril Gabu Gaburici, de la Partidul Liberal Democrat din Moldova. Deci încoate Chiril Gaburici sună, destul de românește numele ca o paranteză, dar nu asta e problema, a fost investit cu 60, cu votul a 60 de parlamentari. Păi dacă stăm uh, să ne gândim, uh, coaliția are, deci coaliția reformatoare de la Chișinău, n-are decât vreo 52 de voturi. Asta presupune că guvernul a trecut cu votul comuniștilor. Interesant acest lucru în Republica, în Republica Moldova. Și atenție la discursul lui Gaburici, cităm. Atât timp când nu vom avea o economie dezvoltată, nu vom putea vorbi despre un stat prosper. Din prima sursă pot să vă spun că businessul este sufocat de birocrație. Dar noi trebuie să pornim de la faptul că mediul de afaceri este partenerul statului. Lupta cu corupția va fi o altă prioritate a guvernului nostru. Eradicarea sărăciei este un alt obiectiv. Consolidarea statului de drept va fi o prioritate a cabinetului de miniștri condus de mine. Uh, da, un program întemeiat și na fost nicio problemă dacă au votat și comuniști, și se putea face și cu guvernul anterior, dacă am fost o interdiție. Acum n-a mai fost dacă a ieșit actualul candidat din partea Partidului Liberal Democrat, atenție, partid care n-a votat precedentul guvern. Și care, cei care citesc presa de la Chișinău, spun că ar, partidul respectiv are anumite apropieri. De fapt s-a și rupt la un moment dat din, dinspre partidele rusofone, partidele antidemocratice de la Chișinău. Sau oameni de acolo au provenit în noua conducere. Suntem în... Suntem aproape de cu două vești, e, vorbim de închisoare de data aceasta. Sunt două știri care circulă la acest moment și anume una dintre ele Gică Opescu a fost eliberat din închisoare Gică Opescu, celebru internațional dar doar pentru 5 zile uh, și s-a făcut o cerere uh, de eliberare pentru definitivă iar a doua informație, ceea ce v-am citit într-o seară, v-am prezentat într-o seară, iată că se confirmă. Monica Iacobriții, fostul ministru al tinetului și sportului, a fost condamnată, care a fost condamnată luni la 5 ani de zile de închisoare cu executare. Deși sentința este una definitivă, Monica Iacobriții ar putea fi eliberată din penitenciarul Gherla, acolo unde se află pentru carantină timp de 21 de zile. Avocații săi vor depune acte medicale care, potrivit opiniei lor, vor dovedi că Riții nu poate efectua pedeapsa din cauza stării precare de sănătate. Cităm, situația medicală gravă nu i permite executarea pedepsei, se formulează o cerere de întrerupere a pedepsei până când petenta va fi capabilă, din punct de vedere medical, să-și spășească pedepsa, a declarat unul din avocații fostului ministru. Și uh, nu numai la Monica Iacobriți o problemă medicală, Problema este și la fostul primar de Piatra Neamț, care este într-o stare avansată de boală, din câte se pare are un cancer și bineînțeles a făcut și un infart. De fapt se vede degradarea fizică, se vede pe fața lui cei care îl cunoșteau pe celebrul Pinalti cu ani în urmă când domina fotbalul românesc. Ce diferență ești în doar 5-6 ani care arată care arată diverse, diverse lucruri vreau să vă spun că suntem suntem aproape de finalul emisiunii o să vorbim puțin și de sport și nu întâmplător vă spuneam aseară la pauză sau în orice caz da, la pauză era 1-0 pentru Pandurii a învins Dinamo cu 2-1 și și-a luat cât de cât o opțiune pentru finala Cupei Ligii va urma returul peste va, va urma returul în luna martie și Pandurii are șanse să joace cu trofeul pe masă cel mai probabil cred că cu FCSB, pentru că așa se numește steaua la acest moment, însă avem o altă veste bună. Simona Halep s-a calificat în această seară în sfertul de finale al turneului de la Dubai. Pardon, dotat cu premii de 2,5 milioane de dolari. Și aici e o bătaie pentru revenirea pe locul 3, ea este 4 mondial la acest moment și este în luptă directă cu jucătoarea de pe 3 care este Kvitova și care a fost învinsă din, în acest turneu. Dacă, dacă Simona Halep câștigă turneul de la Dubai, va reveni pe locul 3. Ceea ce îi dorim, îi dorim să facă acest lucru pentru, pentru viitor. Apropo, apropo de sport, sunt uh, sportul românesc uh, are șanse să revină în prim plan, nu și în domeniul fotbalului, unde a mai apărut un dosar de neau la mijloc, s-a autosesizat într-un meci de acum 7 ani, într-un meci din lazio după un 1-1 în deplasare la București, când uh, Borcea și ceilalți ne anunțau pe televizoare că se pregăteau de Liga Campionilor, ei de fapt au vândut meciul cu Lazio. Cum s-a făcut vânzarea aceea? Un jucător a fost vândut, se pare, cu vreo 7 milioane de euro uh, și nu făcea, bineînțeles. Și asta a însemnat uh, o șpagă, un parandărât foarte mare pentru conducea de atunci la Dinamo. Așa că Cristi Borcea s-ar putea trezi și cu un alt dosar și așa are o condamnare de 6 ani sau de cât este. Așa că și în lumea fotbalului, pe lângă decapitarea vieții politice care se produce în aceste zile, încă o dată vă spun, pe dovezi concludente, pe dosare concludente, asistăm și la o decapitare a lumii fotbalului, pentru că stăm să ne gândim puțin. Gigi Becali e la închisoare, ca să vorbim de steaua. Dinamo nu se simte prea bine Borcea a fost un patron, e la închisoare. Se pare că nici actualul președinte de afaceri lui sunt la probleme. Pascani, patronul de la CFR Cluj, are probleme. Ion Nicolae de la Astra e la poarta pușcăriei. Ion Nicolae de la Brașov are și el o problemă. Deci încet, încet, practic, nu mai avem foștii conducători din fotbal au cam dispărut. Uh, practic nu mai avem, Jean Pădureanu e în închisoare și toți ceilalți, deci practic nu mai avem decât un hagi la Constanța care e și președinte și patron în libertate și echipele acestea care nu sunt cu patroni distinți, gen Pandurii Târgu Jiu, Gazmetan Mediaș, mai e patronul de la scapă de la Botoșan, cum se numește, și cam atât. La Craiova iar este o problemă că mai mulți patron dar nu niciunul așa ca să, ies, să, iasă în evidență. De la fotbalului citire, vom vorbi și de spor și de alte lucruri, dar asta începând de săptămâna viitoare, pentru că mâine aveți foarte multă muzică, iar începând de săptămâna viitoare, revenim în direct cu actualitatea țării și actualitatea gorjan. Și acum vă las împreună cu muzica populară și dedicații.